seara și bine v-am găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă invit să urmăriți știrile din agricultură. Să vedem mai întâi care sunt principalele subiecte ale jurnalului. APIA eliberează adeverințe de credit pentru beneficiarii măsurii 215. Comasarea terenurilor este stimulată cu banii europeni. O cultură bună înseamnă respectarea unor pași. De ce criterii trebuie să țină cont fermierii care dețin sere? Aflăm în jurnalul de astăzi. APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii măsurii 215 plăți privind bunăstarea animalelor pachet a porcine, sesiunea 3 de depunere, anul 2 de angajament. Vorbim despre fermierii care intenționează să acceseze credite pentru finanțarea activităților curente de la băncile care au încheiat convenții cu agenția. În cadrul acestui tip de convenție, Fondul de Garantare a Creditului Rural, IFN-SA, și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convențiile încheiate între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA, la adresa www.apia.org.ro. Potrivit convențiilor încheiate, APIA va elibera adeverință pentru beneficiarii măsurii 215, plăți privind bunăstarea animalelor, pachet A, porcine, sesiunea 3 de depunere, anul 2 de angajament, prin care confirmă faptul că solicitantul a depus în perioada 20 mai-30 iunie 2015 cererea de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverință reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate. România a notificat Comisia Europeană și se va transfera suma de 100 de milioane de euro de la pilonul 1 către pilonul al 2-lea pentru finanțarea unei măsuri care are ca scop determinarea micilor fermieri, cei care dețin între 1 și 5 hectare, să arendeze sau să-și vândă terenul. 100 de milioane de euro sunt transferate de la pilonul 1 către pilonul 2 pentru o măsură de ajutor în agricultură care va fi activată în 2016. Micii fermieri, cei care au între 1 hectar și 5 hectare și vor să renunțe la activitatea agricolă prin arendare sau prin vânzarea terenului respectiv, noi încurajăm arendarea. Pentru consolidarea exploatațiilor agricole, vor primi timp de 5 ani până în 2020 o sumă echivalentă cu 120% din valoarea subvenției pe suprafață, în jur de 200 de euro pe hectar, chiar dacă cedează terenul. Acesta este motivul să încurajăm să consolideze exploatațiile, a spus Daniel Constantin, ministrul agriculturii, potrivit Agroinfo. O plată consistentă pe suprafață pentru cei care dețin până în 5 hectare și pentru fermierii în vârstă care se decid să renunțe la teren, fie prin vânzare, fie prin arendare, ar urma să impulsioneze comasarea exploatațiilor agricole, implicit evitarea fărămițării suprafețelor, o trăsătură a agriculturii românești. În ultima ședință de guvern a fost adoptată hotărârea care stabilește rata accizei reduse la motorina folosită în agricultură pentru anul în curs. Astfel, conform documentului legislativ, aceasta va fi de 99,4 lei pentru 100 de litri de combustibil. Documentul precizează totodată și care sunt actele necesare fermierilor care doresc să beneficieze de subvenția pentru motorină. În hotărârea adoptată recent se precizează că solicitarea adresată pentru obținerea subvenției pentru motorină trebuie să fie însoțită de originalul sau copia adeverinței emise de primărie, conform înscrisurilor din Registrul Agricol. De asemenea, aceasta va cuprinde informații privind suprafețele și culturile menționate în cererea de plată unică pe suprafață depusă la APIA și pe care solicitantul le exploatează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, în cadrul schemelor de plăți pe suprafață în cursul anului de cerere. În situația exploatării în cursul anului de cerere și a altor suprafețe și culturi altele decât cele prevăzute inițial, solicitantul are obligația să depună o adeverință emisă de primărie în original sau copie, conform înscrisurilor din Registrul Agricol, sau va cuprinde informații privind suprafețele și culturile în cauză, se mai menționează în actul normativ. Plata subvenției pe combustibil se va realiza trimestrial pentru trimestrul anterior. Documentul mai prevede că plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanțare Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene sau locale, după caz, care se depun în termen de 30 de zile de la finele trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoțite de o situație centralizatoare privind cantitățile de motorină, precum și de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
Și rămânem tot în sfera documentelor necesare pentru a accesa sprijin financiar, dar de data aceasta sunt vizați apicultorii. Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat alocat pentru Programul Național Apicol pentru perioada 2014-2016 este de aproape 45 de milioane de lei, potrivit prevederilor deciziei Comisiei Europene. Însă, pentru a accesa banii, apicultorii au nevoie de mai multe acte. Cererea unică de solicitare este unul dintre actele pe care apicultorii trebuie să le depună la sediul firmei asociative din care fac parte. În aceasta se menționează acordul pentru achiziția produselor aferente măsurilor prevăzute în program, prin intermediul aceleiași forme asociative. De asemenea, apicultorii trebuie să dea o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative sau că achiziționează produsele în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cerere de finanțare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil și data acordării ultimei plăți pentru finalizarea investiției. Persoanele fizice trebuie să depună și copia actului de identificare. Un alt act necesar este copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului sau a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe formă de organizare. Nu în ultimul rând, trebuie depuse copia adeverinței care să ateste proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în Registrul Agricol, copia adeverinței, dar și copia care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol. Potrivit agrointel.ro, pentru ca dosarul să fie complet, mai sunt necesare copia documentului de înregistrare sau autorizare sanitar-veterinară, eliberată de către Direcția Județeană Sanitar-Veterinară pe raza căreia își desfășoară permanent activitatea exploatația, dar și copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul. Fermierii care dețin sere trebuie să țină cont de o serie de factori care asigură condițiile optime dezvoltării culturilor. Lumina și temperatura sunt doar doi dintre factorii aceștia. O cultură perfectă înseamnă respectarea tuturor regulilor. Aerisirea este esențială în exploatarea serelor pentru că are rolul de a regla temperatura, umiditatea și concentrația de dioxid de carbon. Depășirea nivelului optim de temperatură și umiditate ale aerului în sere provoacă un dezechilibru total al metabolismului, reducerea fotosintezei, iar acestea duc la obținerea de producții scăzute. Diferitele faze ale creșterii vegetative și generative ale plantelor se petrec numai în prezența unei anumite temperaturi. Posibilitățile de control al acestui factor sunt date de operațiunea de reglare, de sursa de energie termică și aparatura de înregistrare. Reducerea temperaturilor excesive în perioada lunilor de vară se realizează prin opacizarea geamurilor. Umiditatea este în strânsă dependență cu temperatura și cerințele speciilor legumicole. Unele legume, cum ar fi tomatele, ardeii, vinetele, au nevoie de un regim moderat de umiditate relativă, în timp ce castraveții cer o umiditate relativ ridicată și constantă. Lumina reprezintă un factor prioritar la cultura legumelor. Durata și intensitatea procesului de fotosinteză sunt dependente de calitatea, intensitatea și durata lumii. Dacă Dăbuleniul este patria pepenilor, putem spune că Moțăței este a verzei. Aflăm totul despre agricultura din Moțăței, chiar de la primarul Constantin Enea. Urmează interviul zilei. Spuneați dumneavoastră că dacă Dăbuleniul este vestit pentru Lubenițe, Moțățeiul este recunoscut pentru varza, culturile de varză. Este majoritatea cetățenilor și asta înseamnă un număr foarte mare, cel puțin 300-400 de cetățeni, sunt cultivatori de varză, începând de la varza în tunele, timpul extratimpurie, o putem numi așa, până la cea de toamnă, fac 2-3 culturi de varză pe aceea suprafață, dar nu aș vrea să se creadă că numai asta este cultura care caracterizează Moțățeiul. Cultivă și roșii, și pepeni de toate felurile, castraveți, iar sunt și la ora asta a doua producție în cei care au solarii. Sunt și vreo 10 cetățeni care au solarii mari, făcute nu pe fonduri, făcute pe bani proprii. Deci aici activitatea în legumicultură este intensă. Bineînțeles că nu se neglijează nici cultura grâului, a porumbului. Lumea muncește. Dar și au. Nu pot să mă laud că sunt săraci. Nu sunt săraci. Pomeneați de culturile mari, a fost un an secetos. Care a fost, ați avut zone calamitate, a fost producție slabă la grâu, la porumb anul acesta? Cu toate că a fost un an secetos, să știți că producții s-au obținut. Mulțumitoare, nu ca într-un an normal, dar s-a recoltat și grâu și asta în jurul la 2,5 tone, 3, orz 4-5 tone la cei care l-au îngrijit. Și la hectar, spuneți. Da, la hectar vorbesc. Și uitați, și floarea soarelui s-a făcut peste 2 tone,
Deci cu toate că a fost un an secetos așa, a plouat așa la intervale de o lună jumate, două, încât s-au putut obține producții mulțumitoare. Și cel mai bun lucru e că s-au obținut și producții de struguri. Că într-un an, oricât s-ar face muncă, dacă nu se obțin struguri, nu este nimic. A venit timpul să aflăm și cum va fi vremea pentru agricultură. Vă invit așadar să urmăriți prognoza agrometeorologică. Vreme caldă în aproape toată țara, se întrevăd însă și ploi locale cu caracter de avers însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului în majoritatea zonelor de cultură. Local se pot înregistra cantități de apă mai însemnate din punct de vedere agricol, iar izolat vor fi condiții de producere a grindinei, în special în jumătatea de vest a țării. Procesele de creștere și dezvoltare la culturile de toamnă aflate în fazele incipiente de vegetație, cât și cele de coacere la speciile prășitoare și pomii viticole, se vor desfășura în general normal, îndeoseb pe terenurile cu bună aprovizionare cu apa solului. Lucrările agricole în câmp se vor putea efectua în condiții optime doar în zilele fără precipitații. Specialiștii recomandă efectuarea arăturilor și pregătirea patului germinativ în vederea însămânțării culturilor de toamnă în epoca optimă, respectiv 15 septembrie, 20 octombrie, în special în zonele cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă în stratul arabil al solului. Alege TV vrea să fie mai aproape de dumneavoastră, așadar vă așteptăm să ne scrieți sugestiile dumneavoastră sau problemele pe care le întâmpinați în relațiile cu autoritățile. În fiecare zi de vineri, în cadrul știrilor din agricultură, vom încerca să vă răspundem. Așteptăm să ne scrieți pe adresa știriagricole@alege.tv. Știrile din agricultură se încheie aici. Rămâneți alături de noi. Urmează jurnalul regional.